Și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu. Similarul acestor cuvinte îl mai găsim și în aceste cuvinte. Cine se va rușina de mine și de Evanghelia mea, neamul acesta păcătos, și eu mă voi rușina în slava Tatălui când voi fi cu Sfinții Îngeri. Adică dacă ți-i rușine de Dumnezeu pe pământ, să n-aștepți că vei fi luat în seamă în cer. Adică dacă aici ți-a fost rușine să faci cruce când treci pe lângă o biserică, nici măcar cu limba, că atunci nu te observă nimeni și e taina ta personală, înseamnă că ești puțin necredincios. Dacă ai putut să respecti biserica sau chiar trecând prin dreptul ei, făcând o mică înclinare, aceasta arată că Hristos a sesizat că tu l-ai salutat și în chip nevăzut. Doamne, ajută-mă! Mai avem un echivalent, tot în Sfânta Scriptură, care spune așa: cine își va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelia mea, acela îl va mântui. Adică ce înseamnă să-ți pierzi sufletul pentru Evanghelie? Când slujești liturghia, când slujești călugăria, când slujești apostolia, când slujești mucenicia, când slujești mărturisirea dreptei credințe, în generațiile noi, acum care trăim noi, nu mai găsim lucrul acesta. Dar, dacă vă aduceți aminte, în vremea regimului comunist, aproape prin toate sătucele de munte și în mediul rural, unde oamenii trăiau liniștiți, erau acele băbuțe, acele femei creștine râvnitoare, care ce făceau? Făceau mici grupuri de rugăciune, erau femei de biserică, femei de mănăstire, și ele se adunau și cineva citea din Scriptură, cântau pricesne sau cântări din acestea bisericești, vorbeau despre Dumnezeu, se îndemnau unele pe altele să meargă la biserică și încet, încet, în partea Ardealului în special și în partea Bucovinei s-au format acele grupări, cum erau numite la vremea respectivă, oastea Domnului. Ce însemna de fapt această adunare? Erau oamenii mai râvnitori care luptau împotriva ateismului și a sistemului de regim comunist, care vrea să ne facă pe toți la fel de atei, la fel de necredincioși, la fel de obișnuiți că noi am fi centrul universului și nu mai e nevoie de Dumnezeu. Ei, într-o astfel de mică comunitate de 10 bătrânele din astea expirate, cum spunem noi, pe care societatea nu dă mulți bani, niște femei bătrâne pensionare, am crescut și eu fiind copil, cam cum e băiețelul cu Național de acolo, 7-8 ani. Și mă duceam și le ascultam, că nu înțelegeam ce spun ele. Și așa am învățat și Psalmul 50, așa am învățat și Crezul, așa am învățat și Tatăl nostru, așa am învățat să umblu și la biserică cu bunica mea. Deci aceasta înseamnă că nu te-ai lepădat de Dumnezeu înaintea oamenilor și nu ți este rușine de Dumnezeu. Acum, mai departe, Iisus Hristos, după ce vorbește de acest mod de mărturisire, spune că acesta nu trebuie făcut oricum. Noi acest mod de mărturisire trebuie în mod obligatoriu să-l facem în numele crucii Mântuitorului Iisus Hristos. Nu cu riscul de a deranja, nu cu riscul de a leza, ci atunci când noi facem în numele lui Dumnezeu fapte interesante și minunate și creștine, dar nu le facem în numele crucii și învierii, ele nu sunt cotate ca și faptele făcute desăvârșit în numele crucii și învierii lui Hristos. Dacă ne aduceți aminte de Apostolul Petru, el atunci când a vindecat slăbănogul de la Poarta Frumoasă a spus clar: în numele lui Hristos să te faci sănătos. Deci numai în numele lui Iisus Hristos putem face aceste lucruri pentru a demonstra
un alt echivalent al Sfintei Scripturi care ne spune negru pe alb. Faptele fără credință sunt moarte. Ce înseamnă faptă fără credință? Apostolul Pavel ne spune, păgânii, păgân înseamnă țăran, ca să știți, de la pagan, nu-i vorba de om, diavol sau alte prostii ce își închepuie cineva, dar care este lipsit de Sfântul Botez. Adică nu are botezul numele Sfintei Treimi. Noi când spunem creștin, spunem drept măritor cristian. Ei, în momentul în care păgânii fac bine din ale firii, neavând lege, ei la judecată sunt judecați după conștiință, după bine sau după rău. Că așa spune Evanghelia lui Hristos în cuvântul lui Ioan la capitolul 1. Și vor învia cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții. Deci nu poți să faci bine și Dumnezeu să fie crud să-ți dea rău. Și vor învia cei ce au făcut rele spre învierea osândirii. Deci vă dați seama? Învierea osândirii. Adică această osândire este tocmai pentru impertinența noastră personală de a crede că Dumnezeu nu este important. V-am mai spus odată și chiar în riscul de a repeta, să știți că Dumnezeu nu se ocupă de lucruri mărunte. Nu o să-L intereseze de ce te-ai parfumat. Nu o să-L intereseze de ce te-ai îmbrăcat frumos. Nu o să-L intereseze de ce iubești tu șamponul. Nu o să-L intereseze de ce porți haine scumpe. Nu o să-L intereseze de ce mănânci tu mâncări sofisticate. Nu, asta e treaba lui Dumnezeu. Nu se ocupă de acest lucru. Dumnezeu te va întreba în momentul în care ne întâlnim cu El doar atât. De ce tu te-ai săturat de apă și ai aruncat găleata restul jos, iar lângă tine murea cineva de sete? De ce ai umplut tomberonul cu resturi alimentare și lângă tine cineva era leșinat de foame? De ce tu ai dus la second hand și ai aruncat saci de haine să scapi de ele și cineva stătea în frig sau dezbrăcat? De ce cineva era bolnav și poate medic fiind puteai să-i dai o mână de ajutor, dar pentru că n-ai primit poate un mic bacșiș, nu l-ai băgat în seamă sau l-ai tratat cu indiferență? Pentru că omenia e mai mare decât recompensa, nu există recompensă mai mare decât să faci bine aproape lui tău, prin aceea te distingi definitiv ca om. Și aș spune un singur lucru legat foarte bine de epoca modernă în care trăim, vei da socoteală dacă tu huzurești și nu mai poți de bine, ești putre de bani, iar când cel sărac de lângă tine țipă de foame sau nu-i ajunge de la o zi la alta să-și ducă destinul, tu spui că nu-l poți ajuta, că știi, n-avem nici noi, nu ne ajunge nici nouă. Asta e o vorbă a politicienilor, nu sunt bani. Ei, de ce v-am spus lucrurile astea? Ca să înțelegeți ce înseamnă a mărturisi pe Hristos înaintea oamenilor. Să știți lucrul acesta pentru cultura generală, că înaintea faptei bune este iubirea. Deci atâta timp cât noi nu ne încărcăm de iubire, noi nu ne putem umplea de Duhul Sfânt. Mântuitorul Iisus Hristos nu le-a spus ucenicilor ce au de făcut în activitatea mesianică. Le-a spus doar atât. Mergând, învățați. Toate neamurile. Toate câte v-am spus eu vouă. Deci nu altceva în plus. Dar le-a spus așa. Dacă nu vă veți iubi între voi, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei, repet, dacă nu vă veți iubi între voi, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei,
totul e zero. Prin aceasta va ști lumea că sunteți ucenicii mei. Să vă iubiți unul pe altul cu dragostea care v-am iubit eu pe voi. Adică să fim în măsură, poate nu neapărat să murim pentru cel de aproape, dar dacă eu îl știu flămând și am întins o lingură de mâncare, am făcut un mare gest. Dacă eu îl știu la cumpănă și i-am dat un 5 lei, am făcut un mare gest. Aceea înseamnă că într-adevăr în sufletul meu s-a petrecut ceva evanghelic. Și atunci deja încep să mă asemăn cu Dumnezeu. Dumnezeu este iubire, milă, milostivire, bunătate, omenie. Deci de aceea și-a luat chip de om ca să ne arate că noi trebuie să fim oameni. Și acum voi intra încet în ideea Evangheliei de astăzi, pentru că ea nu este pusă întâmplătoare. Noi avem acum la sfârșitul Pentecostarului două duminici paralele una după alta în care sărbătorim astăzi Duminica tuturor Sfinților. Și o să vă întrebați de ce Duminica tuturor Sfinților. Foarte simplu. Aici unde stăm noi cu picioarele și este această biserică, sub noi,